Partea finală a emisiunii de astăzi, scurt timp pe care îl mai avem la dispoziție, dar vreau să-l exploatez la maxim vis-a-vis de activitatea sindicală. Îmi cer scuze că vă ofer atât de puțin timp, dar poate că cu alta ocazie o să discutăm mai mult și pe această temă. Care ar fi plusurile și minusurile, ca să zicem așa, pe cât a trecut în acest an, că sunt 9 luni? Da. Suntem în a noua lună. Suntem în a noua lună. A fost, cel puțin până în acest moment, până la începutul lunii septembrie, a fost un an greu din punct de vedere sindical, pentru că guvernul nu și-a respectat promisiunile exprimate prin programul de guvernare, program de guvernare care în premier a fost publicat în Monitor oficial. De altfel, din punct de vedere salarial, pentru că asta este componenta pe care ne canalizăm cel mai activ în activitatea sindicală, nu am reușit să obținem anul acesta decât o creștere salarială de 12% în luna ianuarie, nu de 15%, așa cum afirmă guvernanța, pentru că lucru dovedit, calculele arată altfel. Ar fi trebuit să beneficiem de o creștere salarială de 20% în luna iulie, din păcate termenul s-a prelungit, astfel încât vom avea o creștere salarială vom avea începând cu luna ianuarie 2018. Și aici este o problemă și noi am transmis un comunicat de presă, probabil că a ajuns la toată presa locală, a fost un comunicat transmis de altfel la nivel național de către Federația Sindicatului Liber din Învățământ, federație la care sindicatul nostru este afiliat. Calculele arată cu totul altceva. Nu vom avea o creștere salarială de 50%, așa cum afirmă guvernanții, în 2018, ci o creștere în luna ianuarie de aproximativ 3% și urmată de o creștere salarială de 22% cu luna martie. Deci, practic, vom avea o creștere salarială dacă aceste promisiuni vor fi onorate, vor fi puse în practică, vom avea la anul o creștere salarială în educație de 25%. Însă toate aceste probleme, toate aceste nereguli au apărut după apariția legii salarizării unice în sectorul bugetar, care a creat discrepanțe. Și vă dau un exemplu de chiar de aici, de la noi, pentru că sigur l-ați preluat din... Da, și noi am fost șocați. Cred că știu la ce vă referiți. Nu mi se pare normal ca un profesor debutant care intră în sistem cu un salariu de 1780 de lei să aibă aproximativ jumătate din salariul unui muncitor necalificat, pentru că am văzut că la primăria Salcea, Consiliul Local a aprobat valoarea salariului brut de 2900 de lei pentru muncitor necalificat. Este inadmisibil să trăim într-o societate în care valoarea nu este, bun, nu este pusă la rangul ei. Eu am înțeles așa că și primarul din Salcea sau alți primari care au publicat acest... Până la urmă nu-i vina lor că așa e legea. Eu sunt de acord. Că multă lume a preluat-o și, doamne, că uite, dar ce au făcut cei la Salcea. Legea le-a dat dreptul să-și stabilească aceste salarii. Și eu, dacă aș fi fost... Domnule Leonte, pe mine mă bucură orice creștere salarială în orice domeniu. Pe cale de consecință, la un moment dat, lucrurile se așează. Dar aici s-a creat o discrepanță. Exact. Noi mai păstrăm valoarea în sistemul bugetar? Nu, dar în orice societate trebuie să existe o valoare. Cartea e parte, eu cel puțin așa mi se pare normal ca un contabil, fie el din primărie sau dintr-o unitate școlară, să fie pe același nivel. Pentru că tot contabil e. Dar nu mi se pare eventual normal ca un muncitor necalificat dintr-o primărie să aibă salariul de 3 ori mai mare cu al unui muncitor calificat din sistemul mirăm, de învățământ. Și ne mai mirăm mai apoi că la bacalaureat rata de promovabilitate sau cum rata de trecere a bacalaureatului este zero în unele localități din țara asta. Tineretul nu dorește să vină în sistem tocmai datorită acestei salarizări mizerabile. Educația este o alternativă. De asta, cum spuneam, ne trebuie priorități. Ne trebuie priorități și ați făcut o remarcă înainte de publicitate și ați spus că ne-ar trebui câțiva piloni. Ei, în educație ne-ar trebui o strategie. Așa cum am ajuns la o concluzie, pentru că oricine ar veni la guvernare trebuie să respecte o strategie, chiar dacă bună sau rea, noi trebuie să ne gândim unde vrem să fim peste 30 de ani. Acum să spun un lucru care peste 30, peste 50 să poată fi extras la un moment dat și folosit, de ce nu, și împotriva mea. Mi-asum acest lucru. Trăiesc cu convingerea că ai noștri guvernanți ne vor proști. De asta nu se investește în educație de ani buni de zile. Vrea ca nivelul
României probabil să fie cât mai jos, ca să fie cât mai ușor. Acești guvernanți n-au trecut prea des pe la școală. Dacă îmi spun acest lucru, să știți că mă refer la toți cei din 90 până acum. Îmi asum aceste cuvinte și probabil că nu conștientizează care este rolul educației într-o societate. Este foarte grav. Un popor educat este un popor sănătos. Și mai greu de condus. În viziunea lor, pentru că nu au alte pârghi de a conduce un popor educat. Pentru că n-au fost la școală. Da, grav, trist. Colegii mei mă anunță că avem 3 minute, nu pentru că ne-am inflamat noi, ci pentru că acesta este spațiul acordat acestei emisiuni, câte un cuvânt de încheiere de la fiecare și dacă am pierdut câte ceva, am înțeles că unul dintre cei care întotdeauna au fost alături de Spartachiadă... La prima ediție, să zicem, sponsorul Spartachiadei noastre, este vorba de Tipografia Celestin, pentru că au fost alături de noi doi frați, materiale trebuie printate, doi frați extraordinari care ne-au sprijinit de la prima ediție și ne-au și finanțat, ne-au sponsorizat și aceste materiale de cele mai multe ori sunt realizate fără implicare financiară din partea noastră. Și le mulțumim. E vorba de Tipografia Celestin. Domnul Iremia, e... Și un coleg care stă toată ziua pe capul lor acolo, e profesorul Marius Păvăruc de la școala 7 și prin el ținem legătura și realizăm la timp și de foarte bună calitate aceste materiale. Un cuvânt de încheiere, domnul profesor. Un cuvânt de încheiere. Să nu uite toți colegii din județul Suceava că timp de 3 zile, 7-9 septembrie, sunt așteptați cu brațele deschise la un eveniment deosebit, un eveniment frumos, care înseamnă sportul, să vină cu echipament și cu toată dragostea și să participe la întrecerile programate în cadrul Spartachiadei, pentru că vor avea numai de câștigat, vorbim aici de sănătate, de bună dispoziție și să-și încarce bateriile ca să reziste pe durata unui întreg an școlar. Păi nu mai bine că asta exact la început. Deschiderea pe 8 septembrie la ora 9:30 în fața Universității de Mare. Domnul profesor? Spartachiada profesorilor este singurul eveniment care reunește angajații din învățământul preuniversitar, indiferent de specializare, indiferent din categoria din care face parte, pentru că pot participa la acest eveniment și colegi din categoria nedidactic. Îi așteptăm în număr cât mai mare, îi așteptăm ca împreună să dăm un exemplu și să promovăm sportul, să dăm un exemplu copiilor noștri și să arătăm că prin fair play ne cunoaștem mai bine, socializăm și ne destindem. Îi așteptăm cu mare drag. Obiectivul final nu este să crească acest proiect ca să aducem colegi din toată România și să o facem internațională prin participarea a câtorva delegații din țări străine, ci este de a vedea alături de noi cât mai mulți copii, cât mai mulți tineri să vină și să facă mișcare, să facă sport pentru a-și întări sănătatea, pentru că vedeți unde ne aflăm cu starea de sănătate a copiilor, a tineretului român și a poporului român. În condițiile în care... Pe locul 3 la obezitate în Uniunea Europeană. Suntem pe podium la ceva? Suntem pe podium. În condițiile în care, din păcate, numărul orelor de educație fizică este foarte, foarte mic. Iar infrastructura nu mai spunem. Inexistentă. Numai eu știu că avem solicitări pentru a crește numărul de ramuri de sport la această întrecere, dar nu ne permite baza materială. Numai când vom poate avea o sală polivalentă exact. Să apară cât mai repede și atunci, dă Doamne. Lucrul ăsta nu ne-l pot lua. Noi visăm. Visăm cu ochii deschiși și așteptăm. Le realizăm cu mijloacele care le avem. Era una din întrebările din prima parte a emisiunii, care au fost cele mai noi ramuri sportive și parcă ajunsesem, dar în pauza de publicitate, că e tenis cu piciorul, handbal mix și natația. Și natația. Și care sunt alte propuneri care vin din partea colegilor și, cum spuneam... Trasul la frânghie, rugby, tag... Cu alte cuvinte, această competiție s-a născut acum 5 ani de zile și lucrul cel mai îmbucurător e că e din ce în ce mai vie
Ne face să fim crește. Mândri de reușița unui eveniment unic. Când o să reușiți să-i strângeți pe cei 8.642, dacă nu greșesc, așa, de membri de sindicat, plus de la alte sindicate, cred că va fi valoarea maximă. Acolo, acolo vă puteți să... Doamne, am ajuns aici. Un stadion și sala polivalentă. Probabil că... Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă doresc succes. Și eu voi fi acolo să văd ce se, ce se întâmplă, ca de fiecare dată. Ca de fiecare dată, exact. Ca de fiecare dată. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a emisiunii noastre. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.